Salutare tuturor, eu sunt Legend și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de GTA 5 online. De data aceasta suntem singuri. Demasoca nu a reușit să intre astăzi pe GTA 5. Probabil e cu școala și nu prea are așa mult timp liber. Băi, fraților, și în episodul de astăzi vreau să mergem să cumpărăm niște arme, deoarece s-au cam terminat. Hai, le luăm de aici. Bun. Și probabil o să-mi iau niște haine noi. Conducem cu noul Proto X80 pe care l-am cumpărat în episodul trecut. Deci este o mașină super puternică, doar că derapează, cum am zis și în episodul trecut. Derapează destul de rău. Trebuie să mă obișnuiesc cu ea. Eu nu am mai condus genul ăsta de mașini. Îmi place să le conduc pe acelea care virează bine. Opa. Nu pot zic că asta nu virează bine, dar uitați cum derapează. Poc. Hai să-mi iau de aici niște arme. Ia mă, grăsame. Ia, l-am pus la fugă pe ăsta, mă, să slăbească. Hai, prieteni. Gata, hai, lăsăm în pace. Și vreau să vă mai zic că dacă vă place episodul, nu uitați să dați like și să vă abonați pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade. Ok. Mă, uite aici, cred că e la dare. Oh, bun. Aici nu cumpărăm nimic. Armură. Nu, vreau arme. Ia să vedem. Pistol. Nu. Sticky bomb. Bă, de asta vreau să. Vreau să-mi iau câteva. Că nu mai am. Nu am nevoie. De-astea am. Iau câteva. Bun, am luat. Uite, bun, pot să urc așa. Se merge. Iau niște. Nu, iau doar glanțe. Da, am deja 5.000. Ce ne-am bafat cu atâtea? Nu cred că mai încheltu... Nu cred că o consumim mai multe. Sniper. Mamă, păi da, și la asta am o grămadă. N-am nevoie. Aca. Aici mai cumpăr. Ce nu mai aveam? Lansatoarele. Aici. Nu mai am, frate, deloc. Full. Poți să-i schimb și design-ul. Mamă, e mișto, frate. Pot să-l fac cum vreau eu. Bă, da, cred că am de toate, ia. Dacă nu pot să le iau aici. Ce asta? Vreau să cumpăr asta, da? N-am bani, mă. Bă, ce chiar era mișto. Aici ce au ăștia? Vreau de asta. Da. Ia bucanci. Ma, lasă. Oh, uite, acum să îmbrăcam mișto, chiar ar fi păcat să-mi schimb look-ul. Bă, și mașina arată belea, frate. Am văzut un tuning super șmecher pe net. Dar nu cred că-l facem pe ăla, n-avem când, cel puțin în episod de astăzi. Hai să ne băgăm la un contact mission. Hai, ne găsească un contact mission să-l facem și noi pe episod de astăzi. Bă, ia, acum pot să văd ce arme. Ne-a și băgat în contact mission, superb. Înseamnă că s-a mișcat repede. Ce naiba asta? Doar doi playeri? Last chopper. Bă, n-am mai făcut misiunea asta, sincer vă zic. Da, și mi-a dat kick, frate. Haide, mă. Scuze de... Am primit o notificare pe telefon. Stați să-l luau de aici. Că e chiar enervant. Bun. Am, hai, până ne bagă în lobby. Mă, mereu m-am întrebat cine naiba poate să fie locul ăsta.
Bă, deci când vreau să descoper și eu ceva nou, trebuie să mă bag de bun în lobby. Am pe bune. Măcar de aici nu cred că am dă kick. Landing strip. Nu știu, nu știu misiunea asta. Nu le-am făcut oricum pe toate. Ok, hai să vedem ce trebuie să facem. Steal the plane. Ok, haideți fraților să furăm avionul. Mamă, ne-am dat toți aici mașina. Uite, aia e curma ce are la spate. Pe aia vreau să-mi iau, aia cu alb. Doar că nu mi-a arătat în shop. Mă, doar unul trebuie să fure avionul. A, și aici sunt oameni. Ia. Mă pun și eu așa. Dar de fapt pot să trag din mașină, ce naiba. Cam minigun. Dar băieții ăștia s-au cam descurcat. Conduci tu? Hai. Mamă, și noi trebuie să mergem la mama dracu acum. Pe jos o grămadă. Adică cu mașina, nu pe jos. Dar e plictisitor, ce naiba. Ok, așa încet. Să nu ne răsturnăm. Haide, mă, vreau și să păstrez mașina frumoasă așa. Hai să nu stricăm, sincer. Mamă, cum mi fuge cu uitați. Asta nu suport. Asta nu suport la mașină. La mașina asta, nu la mașini în general. Că nu toate, nu toate mașinile au problema asta. Da. Eu sunt cam orb în ultimul timp, nu mai văd. Opa. Hai că se duc repede milele cu mașina asta. Mergem imediat. E rapid oricum, deci nu mă pot plânge. Nu știu dacă e mai rapidă decât Zentornul, dar cred că e. Oulă. Bun. Scuze de notificări. Trebuie să le fac ceva. După ce termin misiunea asta, oricum le opresc. Și o să, după misiunea asta, trebuie să caut să văd dacă găsesc curuma în shop, frate. Pentru că nu știu cum de nu mi-o arată. Sau nu-i căuta eu bine? Chiar n-am nicio idee. Nu am nicio idee. Și aș vrea și să explorez locul ăla acolo. Cred că e ceva teatru de ăsta, morții lui. Că am văzut ăștia costumați acolo. Erau mulți costumați. Mamă, ce bine se aude în tunelul ăsta eco, așa, nu știu, se aude mai puternic față de drum aici, în general. Și asta e super mișto. Mamă, cum se vede mașina, frate. Genial, genial. Deci și-a meritat banii. Hai că nu mai avem mult. Și ajungem mai repede decât avionul. Cum avionul ăla ce ne va face? Vine și el încoa. Deci eu cred că merg mai repede decât avionul. Dar hai să-l aștept. A, nu, și-a schimbat traiectoria. Ups. Am pierdut timp la faza asta și nu e ok. Eu credeam că vine și el cu noi pe acolo, pe drum, că l-am văzut. Uite, ăla. Ok, și aici presim că trebuie să ne batem iar cu cineva. Trebuie să ne împușcăm sau doar să conducem avionul. Bă, nu știu, eu mă gândeam să iau eu avionul, dar la cât de bun sunt eu pilot din episoadele trecute, ce ați văzut acolo. Cred că v-ați oripilat. Trebuie să aterizeze tipul ăla. Sper că o să facă treaba asta. Că eu văd că urcă. Ce neba e altitudine? Da, stați că mă uitat cu după el. Ba nu. O să trebuie să aterizeze. Wow, surprins că v-am zis că trebuie să fie cineva. Nu bagă. Hai, frate, nebun. Am murit. Pe rând așa. Uite, o mașină blindate. Șoferii la amândouă sunt morți. Mai e o mașină. Care e? Spate. Unde este? Mă, bulangie.
Ăștia cred că... Ăștia cred că fac misiunea, mă. Ia uite, ia. Ce pașnic e tipul ăsta, n-are nicio treabă. Nu mai claxona morții tăi. Ăla cu avionul... A, uite, 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 stai să mă dau de aici. Hai cu metri. O, hai să ne uităm așa la el. Ia uite. Wow. Oh, fuck. Fuck. Oh, m-a oprit mișto ăsta, e genial. Bă, te că trebuie să o duc, să o ducă mai, să-l ducă mai în față, trebuie să-i facem cale liberă. Așa. Hai că și-a găsit. Vreau să... Voiam să iau mașină să se ducă mai la o parte, dar... Știe, tipul se pricepe. Băi, băi, frate, cum vibrează telefonul ăsta, băi, pe bune. Așa, am făcut și misiunea asta. Ia, cât ne dau? Jeepurile astea, abar n-am ce sunt. 12.500. Bun, bun, am cu level 28, ok. E bine. E bine, scuze, băi, de ce e jale cu telefonul ăsta? Nu face. Face prea rău. Nu mai vreau. Hai pe sesiune înapoi. Mamă, hai, ce sta? Ce sta editor? Am pot să... Ia ce mișto. Mișto chestia asta cu editor. Și ar stăm 10 miliarde de ani lumină să ne bage pe joc și o să ne dea, ghiciți unde? Pe aeroport, pentru că aici am, ne-am oprit ultima oară și cred că aici mă dă pe aeroportul ăsta. Așa ar fi normal, așa m-a dat de fiecare dată, un ultimul loc în care am rămas în misiune. Nu, acum sper să mă dea în oraș, cel puțin, să fiu mai aproape de tot. Gata, în sfârșit, nu, mă dă la aeroport, băi, tati, băi, frate. Mașina mea, unde am lăsat-o. Vai de mama ei. Mamă. Mie îmi place să alerg așa cu ăsta, frate. Par așa un... Nu știu. Un om important. Asta să fac așa un thumbnail aici, dar... Dacă ar dispărea și mesajele alea... Băi, haideți, vă rog. Așa, așa și tu, și tu. Așa, și ăla de sus. Nu, ăla dispare? Te rog. Dispar și tu. Vreau și să fac un ce cautam asta? Vreau să fac un thumbnail. Bă, uite așa. Pac! Am făcut. E nasoală chestia aia de sus, dar asta e. Ce ți faci? Bun. Ia, smart. Și acum să căutăm cu Ruma. Care ar trebui să fie în... În ultima de asta. În Southern San Andreas Super Autos. Căutăm încet. 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 Trebuie să fie Kuruma Armo. Ceva genul. Cu A. Ceva cu A. Deci Kuruma. Gestă la body. Nu văd. Mă uit, dar mă, n-am cum să nu o fi văzut eu deloc. Nu. Nu e până acum. Nici insurgentul nu-l văd. Dar nu e. Asta e. Ce să-i faci? Băi, fraților, cam ăsta e și cu episodul de GTA 5 Online. Sper că v-a plăcut și mulțumesc pentru atenția acordată. Și pentru vizionare, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și un subscribe dacă vreți să mai vedeți ce episod să mai pun. Cam asta a fost, la revedere, pa, pa!